Discutăm cu Angel Tilver, ministru pentru românii de peste hotare, și o să începem direct, domnule ministru, discuția. Ce le spuneți românilor din afara țării când vă întreabă de ce până acum n-a fost adoptat votul prin corespondență? Vreau să vă spun că, după momentul 16 noiembrie, clasa politică din România, în integralitatea ei, și vreau să subliniez acest lucru și o să vedeți de ce. S-a plecat cu toată atenția pe lucrurile pe care trebuie să îmbunătățite, ținând seama de faptul că, așa cum am spus public, sunt lucruri care s-au petrecut altfel decât am dorit. Lucruri care au ridicat semne de întrebare, semne de întrebare pe care dorim să nu le mai avem la următorul ciclu electoral, în care vom avea o situație asemănătoare. Motiv pentru care. S-a luat decizia înființării la nivel parlamentar, așa cum trebuie, a unei comisii speciale care își propunea să refacă toate lucrurile care țineau de alegere, astfel încât, pe de-o parte, proiectele legate de reducerea numărului de parlamentari, să spunem, sau felul în care se va vota să se reglementeze, dar nu în ultimul rând, și felul în care cetățenii aflați în afara hotarilor țării își pot exercita și pot avea garantat, subliniez garantat, Dreptul de a-și exercita votul. Evident că a existat o cadență a lucrurilor. S-a început cu legea partidelor politice, ca fiind principalii actori și cei care au uh, uh, candidați. Apoi finanțarea acestor. Legea alegerilor locale, deoarece uh, ciclurile electorale făceau ca ea să aibă caracter relativ urgent, întrucât noi doream, să poate fi aplicată de la anul, lucru care se va re, se va realiza. Legea partidelor politice care iată ieri a suferit o amânare până săptămâna viitoare. Legea alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, Legea alegerilor parlamentare. Și așa cum ați spus, ținând seama de acest cadru creat, este normal ca următoarea următoarea cărămidă în zid să fie această lege specială. Aici o să fiu puțin populist, nu foarte mult. Vă rog. Și o să vă spun că Parlamentul a avut timp și pentru legea indemnizațiilor speciale pentru parlamentar, dar n-a avut încă timp pentru votul prin corespondență, deși a devenit, cum spuneați, o prioritate după votul din 16 Da, dar vă spuneam mai. că a, a, ordinea lucrurilor făceau ca acest vot prin corespondență, să poată fi luat în calcul și discutat, după ce structura principală a felului de vot, a, a toate lu a lucrurilor care țin de reglementarea votului, erau deja stabilite. Pot să vă spun că, ținând seama și acest lucru, cred că îl puteți confirma și dumneavoastră, ca om care observă cu atenție ce se întâmplă în Parlament. Uh, felul în care partidele politice s-au raportat la toate aceste prime patru patru legi, iar uh, proporția votului care a ținut aproape de unanimitate mă fac, uh, sunt elemente care îmi dau dreptul să cred că există în continuare și voința politică, există și dorința de a rezolva o situație care trebuie rezolvată și nu am sesizat din partea niciunei forțe politice, inclusiv a partidului pe care îl reprezint, dorința de a bloca acest lucru. Bun, a fost și o moțiune de cenzură pe această temă. Adusă din nou în atenția publicului de către da. opoziție, moțiunea a picat. Totuși, dacă vă întreabă românii din străinătate când va fi adoptat acest proiect de lege, dați-ne un orizont de timp. Ce le spuneți? Eu mi-aș dori și orizontul de timp pe care îl formulez este toamna, în următoarea sesiune parlamentară, pentru că eu cred că acest lucru se poate realiza. Deci, sunteți convins că. În toamnă parlamentul va vota. Îmi doresc din to lega, iar lucrurile pe care le observ pentru că eu mă duc la aproape toate ședințele mm -hmm. uh, comisiei cel puțin în forma lor în, în plenară, comisiei conduse de un de un coleg reprezentând Partidul Național Liberal. Mă duc la toate aceste ședințe, lucrurile pe care le-am văzut acolo, discuțiile care s-au purtat. Faptul că mulți mm -hmm oameni din societatea civilă au participat la aceste ședințe. Deci există, după părerea mea, un curent care, ar putea avea, care va avea o rezultantă pozitivă și cred că vom da vești bune oamenilor. În toamnă, spuneți. Sper din tot sufletul. Ați discutat și la nivelul guvernului acest orizont de timp, adică după toate evenimentele, a spus, domne, ar trebui în toamnă să o tranșăm asta cu colegii mei care sunt membri în guvern și cu care am discutat uh, și în uh, mediul personal, dar și în discuțiile pe care le-am avut, uh, instituțional uh, iau ca variantă de lucru implementarea acestei maniere de vot, pentru că v-am spus, nu ține de moft sau de altceva. Este o problemă cu care ne-am întâlnit și cred că maturitatea clasei politice din România, așa cum este ea criticată, așa cum este ea blamată de foarte multe ori, cu bună, pe bună dreptate. Cred că va, va arăta un element de mobilizare și mi-aș dori foarte mult, ca să și în următoarea etapă să am de-a face cu aceeași mobilizare pozitivă și o abordare pozitivă a acestui mod de a vota, așa cum s-a întâmplat la, cele, la legile pe care, pe care vi le-am menționat la începutul interviului. Cum vă explicați totuși că până acum legea votului prin corespondență n-a fost adoptată, deși a trecut o sesiune parlamentară? Păi, uh, tocmai v-am spus că lucrurile au ținut de o prioritate și de o ordine a lucrurilor. Nu puteai să, fi, să vorbești despre finanțarea partidelor sau despre partide politice după ce reglementai votul prin corespondență, din motivul pe care vi l-am explicat. Actorii sunt partidele politice și trebuia reglementat statutul lor apoi. Trebuia reglementat uh, lucruri legate de maniera de vot, dacă se va face pe listă sau dacă se va face uh, iar unii nominali. Trebuiau reglementate lucruri care țineau de norme de reprezentare. Iată lucruri care, odată stabilite, permit și trecerea la un nivel următor. În legătură cu votul din corespondență, prin corespondență, mai am o curiozitate, mai bine zis, cu votul din diaspora, Există un dosar la parchet uh, privind votul din 16 noiembrie, în care se anchetează ce s-a întâmplat atunci. Curiozitatea mea era dacă dumneavoastră, ca minister, spun ca instituție, ați fost citat ca martor, dacă aveți vreo legătură cu. cu această nu, nu, și mă bucur că îmi dați posibilitatea să spun că ministerul sau departamentul pe care îl conduc nu a, nu, nici măcar nu s-a pus problema ca să fie întrebat, mai ales că trebuie să vă spun că acest minister care a atras atenția și în noiembrie, dar care sper eu să tragă atenția și prin lucrurile bune pe care le facem, nu are o, un număr atât de mare de... De angajați care să ne permită măcar să jucăm un rol cheie în astfel de situații. Deci, vorbim de oameni de sub 100 de oameni. Ca instituție, poate nu. Ca instituție, sigur. jucați de, un rol cheie, însă, românii din diaspora știu, au devenit un personaj colectiv din ce în ce mai și și, la... La întâlnire La discuția pe care am avut-o prin intermediul dumneavoastră, și pentru care vă mulțumesc uh, cu cei care au avut amabilitatea să ne adreseze întrebări, Ați văzut că un număr de întrebări făceau trimitere la acest aspect, și așa cum am, cum am mai vorbit. Faptul că oamenii știu mai mult sau mai puțin cu ce, cu ce te ocupi într-o anumită poziție nu te scutește de efortul pe care ai obligația să-l faci, dacă nu direct, măcar intermediind relația dintre ei și instituțiile care au abilități în domeniu pentru a primi răspunsurile potrivite. E, iar românii din afara granițelor au reacționat. Virulent după declarațiile fostului ministru de acum, Ioan Rus, s-au simțit jigniți în masă. Cum ați receptat dumneavoastră la minister declarațiile fostului ministru, dar și reacția românilor din afară? Eu sunt convins că ați sigur. putut să o constatați direct. Sigur, sigur. În primul rând vreau să vă spun că în momentul în care lucrurile au căpătat o anumită amploare, Făceam un lucru bun, eram la Ministerul Educației și discutam acolo posibilitatea ca să impulsionăm cursurile de cultură și civilizație românească în, în Portugalia. Mă întâlnisem cu câteva zile înainte cu Ministrul Educației din Portugalia, cu, cu domnul Cratu și... Tocmai discutam cum să creăm și un lectorat de limbă română acolo. Lucru care poate nu este spectaculos în sine, ca știre în ziua respectivă, dar care cred eu că este, este extrem de important pentru ceea ce ne propunem: vis-a-vis -vis de păstrarea identității românești. Am reacționat prima dată surprins. După aceea mi-am dat seama că, după cum îl știam eu, pe domnul Rus va urma o reacție de, prin care să-și asume și să-și scuze scuze vorbele. Noi am, am reacționat și public, am dat un comunicat pe care pe care l-am pus la dispoziția publicului, prin care am condamnat toate manifestările de acest gen, dar și mi-am exprimat și regretul pentru faptul că acest lucru s-a întâmplat, mai ales că se referea la o categorie de români cu care eu mă întâlnesc foarte des, și sunt sigur că de aici încolo voi avea întrebări, și pe această temă, și mi-aș fi, mi fi dorit să nu le am. Regret, și acum, faptul că o situație ca aceasta a stârnit emoția aceasta într-o perioadă în care, așa cum vă spuneam, îmi doresc foarte mult să contribui la unitate, la consens, la înțelegere și mai puțin la elementele care ne deosebesc. Pe de altă parte, modul de adresare și formulele jignitoare folosite, mama curvă, copii golani, au compromis din păcate o temă care chiar merită discutate și anume dramele din aceste familii de muncitori români plecați afară. Sunt multe și mari dramele astea, departe, după părerea mea, de modul simplist prin care le-a expus domnul Rus. De pildă, vom avea în viitor zeci de mii de români care au lucrat în tinerețea lor la negru, în uh, afara țării, în statele occidentale din UE, iar în țara asta înseamnă că vor avea, fie o pensie foarte mică, fie uh, deloc. Asta mi se pare, de pildă, una din marile drame și una din marile teme care vor preocupa orice partid care vine la putere de aici. Și orice guvern care vine la putere. Guvern. Pentru că sunt lucruri care țin de activitatea guvernamentală. În acest sens, chiar dacă în mod strict eu nu pot să decid în speța respectivă, pot să vă spun pentru dumneavoastră și pentru cei care poate ne urmăresc faptul că încercăm. Uh, inclusiv prin intermediul Ministerului Muncii, care are atașați de muncă. Eu lucrez cu acești atașați de muncă de câte ori mă duc în, în, în delegații pentru a mă întâlni cu comunitățile. Inclusiv am luat atașatul de Italia cu mine când am fost în Catania, o zonă în care știți că au fost uh, situații pe care statul român le, -a, le, -a, le, -a, le -a are în atenție. Deci este vorba de atașați de muncă, este vorba de anumite lucruri pe care noi aici le facem, pentru că una din drame, de exemplu, la momentul acesta, dacă cifra mea este reală, și cred că este reală, în jur de 84.000 de copii din familia ai căror părinți lucrează în străinătate, au nevoie de ajutorul nostru pentru că s-a constatat o incidență a elementelor negative care pot afecta viața unui copil, de exemplu, rămas în grija rudelor sau fraților, care necesită un răspuns din partea noastră. Deci e vorba de 84.000. Pot să vă spun că, la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, și vorbesc și în numele acestui minister, pentru că eu coordonez cumva un Consiliu Consultativ Interministerial care își propune să adune la un loc și am avut deja vreo trei întâlniri, toate entitățile statului, toate instituțiile care pot avea relevanță în ceea ce privește românii de dincolo de granițele țării. Pot să vă spun că. Vom, vom, după ce au fost în dezbatere publică, foarte curând se vor aplica, de exemplu, trei zone de finanțare pentru reconversie profesională, pentru startup, pentru începerea unui business în România și, nu în ultimul rând, programe de de prevenire a abandonului școlar, deci unul din elementele care se găsesc mm -hmm. în, în mapa de probleme pe care le avem, care cred eu să, că vor prezenta și interes și vor avea o anumită eficacitate. Să-mi spuneți dacă am înțeles corect, deci sunt cel puțin 84.000 de copii făcând parte din familii cu părinți plecați în afara țării sigur. și care au probleme care de sunt, diverse care tipuri. Care sunt, pentru că să știți că la nivel local, autoritățile locale, direcțiile județene de protecție ale copilului, chiar dacă nu au o vizibilitatea națională pe care poate ne-am dorit eu, dezvoltă programe, au evidențe, fac tot felul de lucruri care încearcă să ajute. La nivelul unităților școlare, acești copii beneficiază de o atenție specială, fie din partea diriginților, fie din partea celor care oferă consiliere și așa mai departe. Numai că Lucrurile acestea trebuie să făcute cu o anumită, nu neapărat discreție, dar cu un anumit tact pentru a nu crea impresia că. Cu atât mai mult, exact. și iarăși, va trebui să mă întorc și să subliniez ușurința cu care un ministru i-a calificat drept golani pe acești copii, mi se pare totuși. Eu sunt, sigur, eu sunt sigur că domnul Rus a regretat și că regretă acest lucru. Cred că depinde de noi ca prin felul în care ne vom poziționa față de probleme sau față de, de românii de, de până la urmă, să dăm, să facem, știu eu, asperitățile și cicatricele acestui, acestei formulări nefericite cât mai ușor, cât mai ușor să aparțină trecutului. direct în a, activitatea... Eu vreau să, și, și, sigur, vreau să vă spun un lucru. Și, totuși cu Vreau să vă spun un lucru și am și un sentiment de să zicem așa nu neapărat de satisfacție dar dacă vreți de normalitate. Când am preluat acest portofoliu așa cum spuneați și dumneavoastră înainte de înaintea emisiunii nu unul foarte ușor deși după buget s-ar considera că e unul foarte foarte puțin semnificativ. Uh, era o perioadă relativ, știu, inflamată, ținând seama de momentul noiembrie și așa mai departe. După care am început să mă întâlnesc cu foarte multe comunități. Pot să vă spun că niciodată nu am avut parte de vreo primire, știu nepoliticoasă sau neamicală. Lucru care, pe de o parte, mă obligă la un comportament în consecință, că practic am primit încredere și un cec în alt din partea celor cu care m-am văzut. Pe de altă parte... M-am bucurat că există o, o o dorință de a, de a, aborda lucrurile într-o manieră constructivă din partea partenerilor de dialog Nici pe după care i-am domnului Rus nu, nu am avut s-a bătut obrazul ca făcând parte dintr-un evident că, care evident, evi -ev evident că nu am primit reproșuri, am primit uh, inclusiv am avut o uh, critică vis-a-vis -vis de faptul că nu am avut o reacție, dar eu avusesem reacția respectivă, probabil că cel care a făcut material respectiv nu se documentase suficient. Categoric a existat o emoție care cred că va mai persista. A avut un vârf atunci. Lucrurile mi-ar plăcea să cred că încep să se, să se diminueze, dar dacă suntem înțelepți, învățăm din lucrurile acestea și ni le asumăm și le evităm.